Cel meu găinu și pitici. Cățel nu ne mai luăm, nu ne mai luăm cățel, nu mai avem nevoie. Cum să vă spun eu, vecina și-a luat câine. Vecina și vecinul, că sunt doi, și fix prin curte la ei trece și și-a luat câine. Și nu mai am nevoie acum de câine, pentru că câinele ei îl prinde. L-a prins aseară, când a venit și mi-a luat mie o găină. Și pe urmă, când să plece, l-a prins. Era incredibil, era mare, cum să vă spun eu, era lung. Și cum să vă spun eu mai exact, era foarte mare și rău, mare și tare. Vrea să mă muște, vă dați seama că se auzea niște chițăituri și câinele lătra. Cum să vă spun eu, mi-a fost furat o găină. Asta e o cabană, e mișto. Intră acolo iarna. Știți că nu mai merg pe afară, nu mai intră aici, că aici se face... Ideea e că se face un ghețuș. Un ghețuș. Gheață, pentru că sunt și pietre aici. Și aluneci, odată am alunecat. Și am căzut, era fix să cad cu tâmpla. Deci, cu tâmpla asta de aici. Și dacă cazi, mori. În colțul ăsta, fix în ăsta, așa, aici, am alunecat pe piatra asta, așa, și am căzut jos. Bine, dar am căzut pe lângă aici. Și fraților, intru în cabana asta. Zic eu, cabana asta. Și le dau mâncare, mai intră și bunica mea. Le dau mâncare. Pe aici. Nu e foarte mare, are... ca o bancă așa frumoasă. Poți să stai acolo, să te uiți la găini. Dar în special aici ne ținem noi mâncarea și mai avem o magazie. Aici de obicei ne țineam uroiala când aveam porc. De acum nu mai avem porc. Mă rog, roșu e ok. V-am spus, am recuperat găina aia, mi-a fost furată. Încă o găină mi-a fost furată. Aia roșie, v-am spus. Miții, pardon. Da, tot roșie, așa, ca ei. Miții mi-a fost furată. Și... cealaltă a fost mâncată de... dihor. Și găina asta a fost furată, dar am recuperat. Cum să vă spun eu pe unde a furat-o? Habar, n-am. Scuzați pentru căzătură. Roșu s-a repezit la mine. De ce ai făcut chestia asta? De ce? Nu mai primești mâncare? S-a repezit la mine și am scăpat telefonul. Scuzați. Da. Nu știu ce să mai zic. Sper că v-a plăcut la mare acolo. Și aici mai ținem mâncare. Ce să le zic?